ortodox. Sefe Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, Sefe Măc, Iulita, Sfântul Măc. Valentin, Episcopul Umbrei. Grec-catolic. Ap Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din 70 Romano, catolic. Petru Criologul, Epapostolii Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic sunt menționate în calendarul creștin ortodox pe 30 iulie. În urma sinodului apostolic de 50 de la prima întâlnire a comunității creștine. Deci, mergând la Antiohia, au adunat oamenii și le au dat scrisoarea conform căreia, citind, o, au apreciat confortul. Și Iuda și Sila, fiind profeți, fiind cu cuvântul pe care le au mângâiat frații, au întărit mult. Sila a vrut să meargă la Antiohia, iar Iuda s-a întors la Ierusalim. După aceea, Sfânt Paul a vrut să meargă în alte țări și, alegând Sila, a mers cu el, încredințând în darul lui Dumnezeu de către frați. Sfântul Apostol Sila Silale a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în timpul celei de a două călătorii în care au traversat Frigia, Galatia, apoi Macedonia. Prin urmare, Sfânt Sila a mers la Corint, unde a fost ordonat episcopului. Sfântul Apostol Silvan a fost alături de Sfinții Apostolii Petru și Pavel și a fost făcut episcop al Tesalonicului. În Galia. La Viena le a pus pe episcopul Zahariah, ucenicul său, iar el s-a întors în Galatia. El a încheiat martirul în momentul împăratului Traian. Sfântul Apostol Epenet a fost episcop în Cartagina. Apostolul Andron este încă menționat în Sinaxar și pe 17 mai, cu Junia, ajutorul ei. A fost episcop în Panonia,